Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita Sun. și ne revedem cu un nou episod. Suntem într-o perioadă foarte interesantă în cripto, o zonă de acumulare care nu dă niciun semn că se va termina în următoarele săptămâni, ceea ce lasă loc proiectelor care construiesc și atrag TVL sau utilizatori să iasă în evidență și să atragă atenția investitorilor, fie că vorbim de DeFi, Gaming sau Metaverse. Așa că, indiferent dacă sunteți la primul clip altcoin check la care vă uitați sau la al zecelea, vă mulțumesc că sunteți aici. Și stați cu mine până la final, că avem lucruri interesante de povestit. Începem analiza cu Cardano și moneda ADA, care a avut o creștere acum câteva zile de aproximativ 30%, după anunțul cerut de la Sunday Swap, cum că vor lansa primul exchange descentralizat pe Cardano. Știrea este cât se poate de importantă în contextul ecosistemului DeFi de pe rețeaua Layer 1, care începe să ștureze motoarele. Faptul că avem un exchange descentralizat cu liquidity pools, perec de token și așa mai departe, deschide foarte foarte larg poarta către alte platforme care vor apărea în curând pe Cardano. Este evident că în următoarea perioadă ar trebui să fim foarte atenți la ce se întâmplă pe această rețea de infrastructură și la moneda ADA, bineînțeles. După creșterea de 30% în zona de 1.6 dolari, ADA a ajuns între timp în range-ul 1.2-1.3. Tot ce am vorbit până acum mă face să cred că din ce în ce mai mulți investitori vor fi interesați de Cardano în următoarea perioadă și că putem să ne apropiem din nou de zona 1.6-1.8. Rămâne de văzut pentru că trebuie să luăm în considerare și evoluția prețului Bitcoin și Ether. Osmosis cu tokenul Osmo își continuă trendul ascendent. Nu are rost să vorbim din nou despre acest proiect din moment ce l-am acoperit în clipul precedent Altcoin Check. Dacă vă interesează creșterea acestei monede, vă recomand să vă uitați la acel clip. Aveți linkul pe ecran. Următorul token la care ne uităm este FTT, tokenul exchange-ului FTX. Am avut o creștere în ultimele zile de aproximativ 10%, clar peste ritmul pieței, în principal bazată pe, din punctul meu de vedere bineînțeles, anunțul cum că FTX US va lansa un NFT marketplace unde userii vor putea minta folosind Sol și Ether. Un alt catalizator pentru creșterea prețului este și integrarea FTX cu mainnetul Phantom, Opera. Cum Phantom este una dintre cele mai apreciate ecosisteme DeFi la începutul acestui an, orice legătură cu acest Layer 1 îți va aduce un plus de imagine. Și în final, mai avem și anunțul FTX cum că vor muta 2 miliarde de dolari într-un fond numit FTX Ventures, care va avea ca scop creșterea adopției pentru cripto, blockchain, Web3, gaming și așa mai departe. Avem o creștere foarte interesantă și la Universe XYZ cu tokenul XYZ de 50% în ultimele 2-3 zile, dar aproape 3x în ultima săptămână. Universe XYZ este un proiect care își va lansa primul produs pe rețeaua Ethereum în următoarele luni, un NFT Marketplace. Cum XYZ s-a aflat timp de câteva luni într-o zonă de acumulare, era cât se poate de normal că odată ce primul și cel mai important produs va fi anunțat, impactul asupra prețului va fi unul puternic. Știu că sunt câțiva dintre voi care ați investit în XYZ, așa că sper că ați avut răbdarea necesară. Pentru că nu avem foarte multe monede care au avut creșteri considerabile în ultimele zile, trecem la ce proiecte cred că vor avea performanțe bune în următoarea perioadă. Avem în primul rând safe bets în rândul proiectelor de infrastructură. Rețelele care au cei mai mulți useri, cel mai mare TVL, deci cea mai bună activitate sunt și cele care se vor mișca cel mai bine în lunile ce vor urma. Aici FTM, SOL, AVAX și LUNA din rândul rețelelor Layer 1 și MATICA Layer 2 sunt cele mai potrivite pentru DCA din punctul meu de vedere, Dollar Cost Averaging pentru cine nu este familiar cu termenul. Am vorbit și în episodul trecut despre rețelele de infrastructură și cât de importante sunt pentru tot spațiul crypto, așa că este cât se poate de normal că, mai ales în momentele în care piața este mai volatilă, și crește dificultatea cu care să anticipăm în ce direcție va merge. Proiectele layer 1 cu cea mai crescută activitate vor atrage interesul celor mai mulți investitori. Proiectele mari din zona de Metaverse, Mana și Sand, cred că odată ce sentimentul pozitiv va reveni în piață, vor fi printre cei mai buni performări, din moment ce interesul pentru această nișă nu a scăzut și nu văd de ce s-ar întâmpla acest lucru în următorul an, un pariu destul de sigur este pe monedele cele mai cunoscute din acest segment de piață. Cu Bitcoin la cea mai mică valoare din ultimele șase luni, cred că investițiile în monede cu market cap mic sunt cu atât mai riscante, așa că astăzi vom aborda doar investiții potențiale care să aibă cel mai mai mare sens în contextul actual. Când vom avea o piață mai puțin volatilă, vom aborda și mai multe low caps. Asta a fost totul pentru azi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem în curând cu un nou episod. Vă salut și vă doresc un weekend excelent.